Astrologia oferă informații valoroase asupra personalității, relațiilor și căilor noastre de viață, dar se adâncește și în aspecte precum tendințele manipulative, care sunt cele mai manipulatoare zodii conform astrologiei, aflăm astăzi. Balanță. Nativii din Zodia Balanță posedă o capacitate profundă de a citi oameni și situații care uneori poate fi folosită în avantajul lor. Protejează cu secretele, făcându-i manipulatori pricepuți atunci când aleg să fie. Cu toate acestea, este bine de știut că nu toate balanțele își folosesc puterile pentru intenții rele, tendințele lor de manipulare provin adesea din dorința de a se proteja pe ei înșiși sau pe cei dragi. Taur. Taurul are capacitatea de a fi cel mai manipulator dintre toate semnele zodiacale, cu inteligența lor emoțională ridicată și înțelegerea lor unică a psihologiei umane, taurii pot manipula cu ușurință oamenii. Scorpion. Acești nativi adoră drama și nu vor să aibă răbdare și prudență în timp ce așteaptă să se dezvolte ceva. Având în vedere acest lucru, scorpionii sunt mai mult decât fericiți să manipuleze și să răspândească drama în propriile conversații și interacțiuni. Gemenii, un semn de aer condus de mercur, aceștia sunt cunoscuți pentru inteligența, farmecul și adaptabilitatea lor. Pot fi pricepuți la persoasiune și își pot folosi priceperea comunicativă pentru a manipula situații în favoarea lor pești. Peștii sunt de asemenea un semn zodiacal mai manipulator. Sunt oameni buni, plini de compasiune și grijulii, dar sunt experți în a juca rolul victimei. În timp ce sunt răniți și îngrijiți prin natura lor, ei pot fi de asemenea manipulatori atunci când vine vorba de protejarea celor dragi. Pot recurge la manipularea emoțională pentru a-și proteja familia și prietenii de rău, relatează impact.ro.